Miley Cyrus nu a început anul prea bine. Artista a fost înșelată de către iubitul ei, Cody Simpson, și dată în judecată pentru plagiat. Miley a ajuns la o înțelegere financiară de 300 de milioane de dolari cu un artist jamaican care a acuzat-o de plagiat în cazul hitului ei din 2013, We Can't Stop. Michael May, cunoscut sub numele de scenă Flurgon, a dat-o în judecată pe Cyrus în martie 2018, susținând că piesa We Can't Stop seamănă foarte mult cu un cântec pe care el l-a lansat în 1988. We Run Things a ajuns pe primul loc în topurile din Jamaica.